Sâmbătă au avut loc finalele competiției Cupa Primăverii ale cu Iorgulescu, un turneu organizat în amintirea fostului antrenor și jucător de fotbal Giurgiu Vean. Invitat să dea lovitura de începere a finalei a fost Vicențiu Iorgulescu, fiul cel mai mic al lui Alecu Iorgulescu. Copiii au oferit un adevărat spectacol fotbalistic, meciul terminându-se cu scorul de 5-4 pentru Speranțele Oinacu, însă adversarii de la Speranțele Băneasa au înscris cele 4 goluri pe finalul jocului în numai câteva minute. La final, cele mai bune echipe ale turneului au fost premiate, dar nu înainte ca toți cei prezenți să își aducă aminte de Alecu Iorgulescu. Vă rog, dacă sunteți de acord, să acordăm câteva minute, câteva momente de reculegere în cinstea celui care a fost Alecu Iorgulescu. Toată aprecierea pentru familia Iorgulescu, pentru că ajută copiii din Giurgiu să performeze în acest sport frumos. Sunt convins că de acolo de sus, de unde a privit acest minicampionat, a dat multe note de 10, dar de voi depinde ca în fiecare an să depuneți eforturi ca să ajungeți fotbaliști de top. Este un lucru îmbucurător ceea ce se întâmplă aici, este admirabil că foarte mulți copii vin și se ordonează un pic, încep un drum. În Alecu ar spunea și acum, în fața copiilor și a noastră, copii, să fiți sănătoși, să trăiți, să iubiți, să citiți și să nu vă uitați niciodată pe Alecu. Eu personal vreau să spun așa, Alecu e aici și nouă, sigur, ne-a fost foarte ușor să-l iubim, ne este imposibil să-l uităm. Un cuvânt de spus au avut și frații Iorgulescu, cu excepția lui Gino, care nu a putut fi prezent la competiție. Pe mine m-ați emoționat foarte mult astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și ce faceți și să duceți tradițiile sportului giurgiuvean mai departe. Copii, să știți că tata mereu îmi spunea, când o să încep să ajut și eu și Gino și sora mea să ajutăm și noi fotbalul juvenil. A sosit acest moment, o să ne implicăm mai mult în această campanie. La anul o să, probabil că o să facem la sala polivalentă, după finala mică vom face și un meci demonstrativ cu fostele mari glorii ale fotbalului și actuali jucători. Am văzut jucători talentați, mă bucur, fotbal înseamnă sacrificiu. Premiul cel mare a fost câștigat de copiii de la Speranțele Oinacu, care și-au asigurat astfel un loc la turneul de fotbal în compania celor mai puternice școli de fotbal din țară. Ce știți despre Alecu Iorgulescu? A fost președintele de onoare a Speranțele Giurgiuvene și a fost un om extraordinar. Este un turneu foarte, foarte frumos și foarte puternic și chiar îmi doresc ca acești copii să fac o figură frumoasă la acel turneu. La anul am să mă implic mult mai mult și eu și familia mea.